lui. Acum atmosfera s-a mai destins. Vedem acest prim atac al celor de la Olympique Lyon, o centrare a lui Gael Danic, Lacazette în centru pentru șutul lui Clément Grenier, prinde foarte bine. Care Nacho nu mai respinge atât de bine. Excelent, intervine Diego Lopez. Foarte frumoasă această reluare și ce gol, ce gol spectaculos marcat de Clément Grenier, șeptarul lui OL. De excelentul portar portughez. Foarte bună această acțiune. Acolo Gael Danic s-a temut că nu cumva să marcheze în propria poartă. Lyon cu centrarea lui Miguel Lopez, respinge slab Carvajal. Ajunge acum la Gael Danic, centrarea lui Danic, Lisandro! Gol Olympique Lyon! Lisandro Lopez pentru rezultat. Un gol care îi bucură pe fanii lui Olympique Lyon, o execuție frumoasă a marcatorului de serviciu al Lisandro Lopez. Cred că din Cerișev a ajuns mingea la Lisandro, fundașul stâng al Realului, l-a busculat acolo pe Lacazette. N-a pe Cerișev, ci Nacho. Nacho, da. Recupereze prin Cerișev, vedem continuarea și pe spațiul porții. Bine, însă... cap al lui Modric, apariție surprinzătoare, iată-l pe micuțul croat. Un test cât se poate de bun în fața unui adversar de calitate. Iată atacul Realului, penalti. Penalti obținut de Cerișev. Penalti, ceva mai devreme a greșit pe minge ușoară. Acum Alvaro Morata reduce din diferență, 2-1. Că-l pauteze. Gol, 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 2-2. Iată, iese greșit Anthony Lopez și Casemiro marchează până la urmă. Ce eroare face golkeeperul lui OL.